Gazele pentru populație se vor scumpi cu 2%, iar cele pentru consumatorii non-casnici vor fi mai scumpe cu 5% de la 1 aprilie 2014, potrivit calendarului de liberalizare a prețului gazelor, agreat de Guvernul României, Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană. Potrivit Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, calendarul de liberalizare pentru acest an mai prevede alte două scumpiri. La 1 iulie va fi o creștere pentru non-casnici de 5% și pentru casnici de 3%, iar la 1 octombrie creșterea va fi de 4% pentru non-casnici și de 3% pentru casnici, a declarat președintele instituției Nicolae Havrileț, în urmă cu o săptămână. Calendarul de liberalizare a pieței gazelor cuprinde dereglementarea totală pentru consumatori casnici începând cu 31 decembrie 2018. De la acea dată, doar consumatorii vulnerabili cu venituri mici vor mai plăti tarife reglementate. Pentru firme, prețul gazelor va fi liberalizat la 31 decembrie 2014, potrivit actualului calendar de liberalizare. Prețul reglementat al energiei electrice nu va fi modificat de la 1 aprilie, a mai spus președintele ANRE. Havrileț a arătat că electricitatea s-ar putea ieftini pe parcursul acestui an în funcție de evoluția prețurilor pe bursa de specialitate.